Bună ziua și bine ați venit la ediția de toamnă, sau deja mai bine zis de iarnă, a perspectivelor economiei Republicii Moldova. Din păcate, din cauza pandemiei, ca și în ediția de prin din primăvară, încă păstrăm distanța, purtăm măști și nu ne putem vedea cu presa în incinta oficiului Băncii Mondiale. Dar noi neapărat vom răspunde la întrebările jurnaliștilor în regim offline după lansarea evenimentului. Prezentarea de astăzi este înregistrată cu câteva ore mai devreme de lansare pentru a oferi posibilitatea participării experților care se află în țări și pe continente diferite, dar și pentru a asigura o traducere calitativă a mesajelor. După cum cunoașteți, Banca Mondială a fost printre primii parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova, care a venit cu o reacție promptă la provocările cu care s-a confruntat țara din cauza crizei COVID-19. Aceasta intervine împrumutul de urgență în sumă de 53 de milioane de euro. Proiectul în evaluare presupune acțiuni eficiente și oportune de răspuns la pandemia COVID-19, consolidarea sistemelor naționale de asistență medicală, dar și prin atenuarea riscurilor sociale. Acest răspuns a fost urmat cu alte măsuri importante, precum ar fi ajustarea mai multor proiecte investiționale și activități analitice ale Băncii Mondiale, măsuri menite să ajute Republica Moldova la atenuarea șocurilor provocate de pandemie, dar și pentru a fi mai pregătită pentru o recuperare economică sustenabilă după criză. Să vedem acum care sunt perspectivele economice pentru Moldova la sfârșitul acestui an, deloc ușor, din mai multe puncte de vedere. Despre impactul pandemiei și perspectivele economice ne vor vorbi Stefano Curto, economist superior, Marcel Chistruga, economistul nostru pe care îl știți bine deja, iar după aceasta Natasha Rovo, economista noastră, ne va vorbi despre impactul pandemiei COVID-19 asupra mediului de afaceri din Republica Moldova. Dar înainte de aceasta, dați-mi voie să ofer cuvântul doamnei Ana Calcațe, manager de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova, care va veni cu un cuvânt de salut. Ana, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Boris, and let me welcome everybody at the winter edition of World Bank's Economic Update. We last met in May 2020, when the crisis was just starting. And back then, we shared with you some of the very preliminary impacts that were observed by the firms in the context of the COVID-19 pandemic. Today, we are here to take a stock of what happened over the last 8-9 months and share with you some of the estimates we have on the performance of Moldovan economy, as well as how households and firms and different sectors were affected by the pandemic. The main messages that we would want to share during this update include, first of all, that COVID-19, together with the recent drought, have drastically worsened the outlook for Moldova, as we know. And a significant contraction is expected in 2020. Looking forward, a slow recovery is expected in 2021. Employment has dropped or is expected to drop by almost 8% in 2020. And the estimate of the bank is approximately 70,000 estimated jobs will be lost. The majority of these job losses are concentrated in trade and hospitality sectors, followed by agriculture and industry. Young workers and micro firms are expected to be affected the most. Poverty is expected to increase as households face impacts of the crisis, including loss of employment and earnings, a reduction in remittances receipts, and as the migrants return from abroad and may not necessarily find employment. The uncertainty on the duration of the pandemic and its impact could further constrain firms, workers, and households, hampering the recovery. So finally, the economic update also points out on what are important policies that need to be undertaken going forward to ensure recovery from this crisis. Targeting the government response to the most vulnerable workers and households and the most affected sectors and firms will be key for the recovery.
Thank you, and let me pass it over to Stefano. Thank you, Anna. Let me start by saying that COVID-19 is disrupting the lives and the livelihood of billions of people, threatening decades of hard-won development gains. The situation is still unfolding, but it's clear that COVID-19 perhaps is one in a lifetime event that requires exceptional and concerted response. Beyond the health consequences and the loss of human life, COVID-19 pandemic has brought demand and supply shocks throughout the global economy. On the demand side, key transmission channels are trade, remittances, and finance that affect the flight to quality and the uncertainty of global finance. Coupled with a massive disruption on the supply side to flatten the curve, both domestically and internationally. What this implies is that we have a very heterogeneous shock across countries, across sectors, firms, and households. Overall, in Europe, economic activity is expected to contract sharply, and the recovery is expected to be slower than anticipated due to the recurrence of new waves of the pandemic. Moldova is going to be one of the hardest hit economies because of the combination of the impact of COVID-19 on manufacturing and the face-to-face services with the drought that will affect the agricultural sector. We forecast a GDP growth to fall to 7.2% in 2020 and a slow recovery in 2021 and 2022 with a GDP forecast of 3.8-3.7 respectively. Let me give the floor to Marcel for more details on the outlook for the Moldovan economy. Da, bună ziua! Vă salut și eu la o nouă ediție în care vorbim despre evoluțiile recente și perspectivele economice. Încep repede pentru a itera practic care sunt cele trei mesaje cheie care le-ați auzit. E vorba de faptul că recuperarea economiei Republicii Moldova va fi mai lentă decât s-a anticipat. Practic nu vorbim acum despre o recuperare în formă de V. Incertitudinea legată de COVID va afecta foarte mult companiile și populația în general, cu efecte pe termen mediu la fel semnificative. Și trei, nivelul sărăciei va fi mai mare. Acum, pe rând. Practic, săptămâna trecută ați văzut că au fost publicate datele referitor la evoluția PIB în primele trei trimestre. Avem o scădere semnificativă în trimestrul 3, la fel ca și în trimestrul 2, deși cu o magnitudine mai mică. Și aceasta în timp ce economia Republicii Moldova deja se afla pe o pantă descendentă, încă începând cu sfârșitul anului trecut. Aici, după cum ați auzit, adăugăm și seceta severă, și astfel că rezultatul este o contracție practic fără precedent în ultimii 10 ani în Republica Moldova. Veniturile populației s-au contractat și odată cu ele a scăzut foarte mult consumul. Lanțurile valorice au fost perturbate și în aceste condiții o mulțime de importuri sau o parte din importuri nu au fost posibil a fi livrate și astfel stocurile s-au redus semnificativ. Un alt element care a ținut PIB-ul, la fel am observat o scădere majoră a exporturilor și, după cum am ținut deja, și a importurilor. Investițiile, practic din contul construcțiilor, au avut o activitate un pic mai dinamică, astfel că descreșterea a fost un pic mai mică comparativ cu celelalte sectoare. Pe partea de producție, industrie și comerțul au fost cele mai afectate din cauza pandemiei, pe când seceta a slăbit evoluția sectorului agricol, practic în jur de o treime în sectorul 3. Pe partea de ocupare, forță de muncă, impactul la fel a fost unul destul de negativ în viziunea noastră, astfel că numărul populației angajate în economie a scăzut destul de mult.
Dar este, trebuie să menționăm că după relaxarea carantinei, economia încet, încet a început să-și revină după acest șoc, astfel că majoritatea indicatorilor au început, de frecvență înaltă, au început să aibă o pantă ascendentă, dar oricum se află încă în zona negativă. Situația monetară. Inflația a trecut de partea de jos a coridorului în luna august. Acest fapt o datorăm în mare parte prețurilor la petrol și cererii interne mici. Practic, ca răspuns acestei situații, ca răspuns a cererii interne mici a economiei lente, Banca Centrală a redus rata de bază până la un nivel record minim de 2,65%. Celelalte instrumente de politică monetară la fel au fost reduse semnificativ. De exemplu, rata rezervelor obligatorii în lei a fost practic el fixat la nivelul de 32%. De la un nivel iarăși record, 42,35% anul trecut. Sectorul extern. Aici asistăm la o compresie cu deficitului de cont curent. Această compresie în prima jumătate a anului 2020, această compresie este datorată prețurilor la prețuri mai mici. S-a menționat deja cererea internă slabă, astfel că importurile s-au contractat cu un pic mai mult de 16% și acest lucru a determinat practic scăderea nivelului contului curent. Raportat la PIB, acesta a înregistrat doar 4,34%, ceea ce este aproape de 2,5 ori mai mic decât ceea ce am avut în aceeași perioadă anului trecut. Aici, la sectorul extern, la fel menționăm evoluția remiterilor, care a fost una descendentă. Ele au scăzut în prima jumătate a anului 2020 cu aproape ceva mai puțin de 5%. Deficitul de cont curent a fost finanțat din instrumente, în mare parte instrumente de datorie, dar și instrumente de datorie și anume cele țin de datoria publică în special. Datoria externă a ajuns în jur de 65%, ea a crescut comparativ cu perioada anterioară. Dar un moment pozitiv pe care îl atestăm sunt rezervele în valută, care au un nivel destul de confortabil, un nivel record practic în 15 ani, jur de 3,5-3,6 miliarde dolari. Situația fiscală. Odată ce economia Republicii Moldova a intrat în recesiune, s-au deteriorat colectările la bugetul public. Până la sfârșit de luna octombrie, această deteriorare în colectări a fost în jur de 1,7%. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la taxele pe venit și la TVA, în special TVA la import. Această scădere între 7% este un pic mai mic de ceea ce s-a anticipat. Pe de altă parte, avem o creștere a cheltuielilor bugetare. Aceste cheltuieli, în mare parte, sunt asociate cu cheltuielile din sectorul sănătății, dar și asistenții sociale. În același timp, am observat că cheltuielile asociate cu investițiile au scăzut și s-au contractat în jur de 4%, a fost această contracție. Astfel că, în rezultat, pe de o parte avem o scădere mai mică decât anticipată a veniturilor, pe altă parte avem cheltuieli destul de justificate mai mari, avem un deficit care va fi un record pentru Republica Moldova, în estimările noastre, în jur de 4,5% din PIB. E inevitabil, acest deficit a crescut și datoria publică și public garantată, i-a înregistrat 31,4%, ceea ce cu un jur de 4 puncte procentuale mai mult decât a fost în aceeași perioadă anului trecut. În anul 2021 așteptăm ca încrederea consumatorilor și investitorilor să se restabilească, așteptăm ca remiterile să se stabilizeze, la fel așteptăm o contribuție
pozitivă și susținută din partea impulsului fiscal. În mare parte acest impuls va fi asociat cu transferurile sociale, dar și parțial cu creșterile salariale din sectorul public. Politica monetară la fel va fi una stimulativă, iar toate aceste condiții vor crea premise pentru o creștere pozitivă pentru anul 2021, în jur de 3,8%. Pentru anul 2022, creșterea noastră este puțin mai mică. Aici intervin factori din natură structurală care ar putea împiedica Moldova să crească mai mult. Pe partea de sectoare, considerăm că majoritatea sectoarelor vor înregistra creștere în fază de recuperare a economiei, dar nivelul de înaintea crizei, în viziunea noastră, va fi atins abia în anul 2022. Pentru sectorul agricol, în schimb, după această secetă severă din 2020, viziunea noastră că ne așteptăm practic la o recuperare mai rapidă ca restul sectoarelor. În aceste circumstanțe, când avem o creștere prognozată mai mică, deficitul de cont curent în viziunea noastră se va contracta în anul 2020 și odată ce economia începe să-și mărească turațiile, practic vom avea o creștere a acestui deficit de cont curent, dar în viziunea noastră ea va fi mai mică decât media istorică. Similar, presiunile inflaționiste vor fi nu atât de pronunțate, fapt datorat, după cum am menționat, acestui profil de creștere mai mic, dar există și momentul bazei de comparație, fiindcă în anul 2021, cel mai probabil într-a două jumătate, din moment ce economia încearcă să-și mărească ritmurile, va exista și efectul de bază, fiindcă inflația în anul 2020, la sfârșit de an, este în continuă descreștere. Ce ține de partea fiscală, noi considerăm că deficitele fiscale vor rămâne un pic mai mari decât, pe termen mediu, vor rămâne un pic mai mari decât valorile istorice. Pentru anul 2020, cheltuielile legate de pandemie și impactul pandemiei, practic, vor crește deficitul fiscal până la minus 4,5%, dar este un deficit cu mult mai mic decât ceea ce autoritățile au planificat inițial în legile și amendamentele la legea bugetului de stat. Pe termen mediu, considerăm că odată ce economia va înainta și va spori randamentele, vor exista colectări de venituri un pic mai mari, iar acest lucru va diminua din deficit fiscal până la în jur de 2-2,5% în 2021 și un pic mai mic în 2022. Pe acest fundal, datoria sectorului public va crește destul de semnificativ, dar va rămâne oricum sub standardele internaționale și va fi sustenabil de administrat. Recuperarea economiei despre care am discutat este destul de fragilă și are o mulțime de riscuri asociate cu ea. Aceste riscuri țin în primul rând de cât de repede va exista vaccin împotriva COVID-19 și la fel această recuperare este asociată sau asociem mai bine spus cu măsurile de suport care vor fi necesare de întreprins de către autorități pentru a crea condiții de reforme pe termen mediu și lung. Astfel că vaccinul în Republica Moldova posibil să apară o perioadă mai îndelungată, iar măsurile anti-COVID sunt absolut necesare de respectat și absolut important pentru economie și sectorul sănătății este de a crește
și a responsabiliza, mai bine spus, populația țării. Menționez acest fapt fiindcă toată construcția noastră macroeconomică are acest risc, iar situația rata infectărilor, din păcate, arată destul de prost pentru Republica Moldova. În partea de finanțare, există într-adevăr presiuni de finanțare a deficitului și acest fapt îl atribuim a povarei ce vine din partea transferurilor sociale, dar și plăților salariale. Este absolut imperativ pe partea fiscală de a asigura o eficiență a cheltuielilor, dar și a asigura accesul la finanțare externe pentru Republica Moldova. În continuare, la capitolul riscuri, identificăm deja așa numitele riscuri istorice. Vorbim despre sectorul justiției, guvernanță, cât de pronunțat este activitatea și amprenta statului în economie. Toate prezintă momente și impedimente structurale importante pentru Republica Moldova și creșterea economică termen mediu. Adăugător, menționăm reforma sistemului non-bancar, prețurile reglementate, competiția. Toate aceste sectoare, domenii necesită o anumită atenție sporită, mai sporită din partea autorităților, astfel că rezultatul acestor reforme trebuie să fie creșterea productivității. Această creștere trebuie să fie bazată pe un sector privat rezistent la diferite șocuri și toate aceste reforme pe care am menționat sunt foarte importante pentru o economie sustenabilă și pentru faza de recuperare a economiei Republicii Moldova. Dar vor contribui spre final, dacă vor fi implementate corect și eficient, spre o nouă paradigmă a creșterii economice. Nota specială la această prezentare, la această ediție, vorbește despre impactul asupra locurilor de muncă, asupra mediului de afaceri și, practic, identifică căi și opțiuni de a rezolva și a remedia aceste probleme. Vă mulțumesc, acum am să rog pe colega mea, Natasha, să continue. Thank you, Marcel. As discussed by my colleagues, the twin shock is expected to result in a severe recession, with real GDP falling by 7.2% in 2020. And the special note of this edition focuses on the impact that this crisis may have on jobs and firms. Marcel, could you please share the slide again? Thank you. To estimate the impact on jobs, we use data on labor from the Labor Force Survey, which is published by ISTAT. And we employ a standard output employment relation. And based on our forecast for GDP and for sectoral value added growth, we shock the Labor Force Survey and we estimate job losses. The granularity of the data gives the possibility to estimate the impact by sector, by formal and informal sector, and by region. You see from this chart, according to the model, the majority of job losses are expected in trade and hospitality, industry and transport, and this is would be mostly formal, and agriculture mostly informal as the effect of the drought. Overall, employment is expected to drop by almost 8% in 2020, which means almost 70,000 job losses. We look also at the geographical distribution of job losses, and the model predicts that Chișinău would be the most affected area with almost 40% of job losses, followed by the north and the central region. We complement the analysis with the House of Budget Survey from 2019, which are also published by ISTAT, and we look at the impact across household characteristics. What the model shows is that the bottom deciles would likely bear most of the burden in the center and the south region, while the top four deciles would likely be the most affected in Chișinău. We look at the impact also across age groups. And what the model shows is that young workers between 25 and 34 are expected to bear most of the brunt of the crisis,
And together with the 35 to 44 year old group, likely represent more than half of total job losses. In addition to jobs, we also look at the impact of the crisis on firms. In order to do so, we use firm-level data from the 2016 Annual Structural Survey, which is available by Istat. And given the forecast for the gross sectoral gross value-added growth, we simulate the impact on sales and profits. What the model shows is that even assuming that firms are able to adjust part of their intermediate costs to make up for reduced sales, still operating profits are expected to drop by almost 20%. And even though firms are able to adjust intermediate costs, mostly micro firms will still need to cut also other costs, including labor, in order to remain profitable. For the private sector, useful insights come also from the new results from the enterprise survey. At the end of 2019, around 300 companies were surveyed by the World Bank team. And we presented these results back in May in the spring edition of the Moldovan Economic Update. The same companies have been interviewed in May as the crisis started, and again in November, in order to understand the impact of the crisis. Today, I would like to highlight two key results from the November data. The first one, as this chart shows, is that in May, firms were reporting an expected drop of sales on average around 60%. While this expectation has improved, and now firms overall on average are reporting around 30% expected drop in sales. However, at the same time, firms are becoming more pessimistic, meaning that they are expecting a return to normalcy much later in 2021 compared to the initial expectation back in May. The second result that I would like to highlight from the enterprise survey follow-up concerned the role of government support. In this context, as already highlighted by my colleagues, both the magnitude and the composition of government support matter for a resilient and swift recovery. From November 2020, almost 90% of firms in Moldova report that they have experienced a decrease in liquidity or cash flow since the beginning of COVID-19. And an increasing number of firms had also to delay payments. However, what we see in the chart is that only 6% of surveyed firms, which are mostly medium and large companies, receive government support since the pandemic started or expected to do so. And although the percentage of firms has increased since May 2020, it still remains the lowest in Europe and Central Asia. Thank you so much for your attention. Further details will be available in the note. And over to you, Boris. Mulțumesc, Natasha. Mulțumim și lui Stefano și lui Marcel pentru prezentare. Și aș vrea să invit jurnaliștii să adreseze întrebările la adresa de e-mail pe care o vedeți pe ecran sau prin Messenger pe pagina noastră Facebook. La sfârșitul acestui eveniment o să distribuim jurnaliștilor prognoza economică, dar și subiectul special discutat astăzi. De asemenea, documentele vor fi disponibile pe pagina electronică a Băncii Mondiale și pe Facebook. Dați-mi voie să mulțumesc și partenerilor noștri de la Prevest.eu, dar și Inese Corman, care a asigurat astăzi traducerea. Și la final aș vrea să o invit pe Ana Calcați să vină cu un cuvânt de încheiere și probabil și cu urări de bine în ajunul sărbătorilor de iarnă. Ana, over to you. Thank you. Thank you very much, Boris, and I want to thank my team for presenting this rich analysis of the situation in Moldova. You will also have an opportunity to read the actual briefs. What is important about the analysis that was presented is that we can do different simulations with the models that we have internally, which can be a very good tool on how one can target best the most vulnerable people and firms who are the most affected by this crisis. But as my concluding remark, frankly, what I want to emphasize is that however difficult is the situation today, what is important is not to stop on reforms path. This is not a time to reverse any of the
hard-won progress on any of the reforms that were done in the past. Most importantly, this is a time to continue and undertake very sensitive, very important, but very needed structural reforms in Moldova in order to put our country on the recovery, on a sustainable recovery, and put the citizen in the forefront of support that is provided by us. I want to say that World Bank has been supporting Moldovan authorities, will continue to do so. Our programs will target citizens of Moldova. This is a season, this is time of the year when we want to put everything, all challenges in the past and celebrate the new year. I want to wish each one of you a very good 2021. We all deserve it. Most importantly, I want to make sure that the frontline workers, the doctors who are working today, even when we are doing this economic update launch, they are there helping our COVID patients, fighting for the lives of people. Let's thank them. I want to use this opportunity to thank them from the bottom of our heart. But we are here. We will be together trying to improve situation on the ground. And only together we will be able to see the progress and see the quick recovery and quick turnaround. Thank you very much. Crăciun fericit tuturor from all of us in the World Bank. Thank you very much.